încă e în stadiul ăla de precomandă. Încă e acolo la... Salut! Marc Picior, eu nu mai stau după voi. Băi! Te cred, e ok, e ok. Nici o problemă, bravo. Da, m-a speriat. Vezi că se poate. Vezi că se poate și să fii amabil. Vezi că se poate să fii și prietenos. Și vezi că se poate și să-ți ceri scuze când greșești. Asta trebuie să înțeleagă lumea. Că eu nu fac aici rage-uri pentru că greșește cineva. Nu bat pe nimeni. Nu omor, nu vreau să fac asta, nu vreau să promovez absolut nimic. Vreau doar să ajungem să înțelegem ce înseamnă motociclismul cu adevărat. Vreau să priceapă lumea că e un sport și nu sport, e o pasiune riscantă, foarte, foarte, foarte riscantă. Mai riscantă decât și-ar imagina multe persoane. Oh, m-am speriat în ultimul hal. Scooby, oh, ce te-am strâns, am ridicat și piciorul numai să nu-l ating. Bine că nu ne-am atins. Omul a venit, s-a asigurat că sunt ok și a cerut mii de scuze. Casca jos în fața lui. Așa se procedează. Așa se procedează. Fuh. Salut. Când greșești, recunoști și îți asumi ceea ce faci. Te duci și ceri scuze, îți ceri iertare și spui că îți pare rău și zic eu că o greșeală care are urmările astea e pe jumătate iertată. Fuh. Mai mult, felicitări ăluia din spate și sincer chiar mulțumesc că a făcut asta și că s-a asigurat că sunt ok. Acum în 2009 mergeam cu motocicletă și a intrat o femeie cu mașina mine, mi-a rupt tibia în jumate. Mă simt așa de prost că fiu eu acum. A fost greșeala mea că eu m-am băgat pe acolo că am văzut că era blocat totul. E ok, bine că n-a fost mai rău. Cred că erai fix în uncă, m-am uitat pe tot timpul. Nu-i nimic. Zi faină și bravo pentru ce ai făcut.